Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și dat că, mai ales dacă vorbim de performanța de gen fizic, e imposibil să nu vorbim despre puterea minții asupra trupului. Eu nu încetez să mă surprind de felul în care autorii de self-help, autorii de New Age, scriu mereu și mereu aceeași lucruri, fără să se preocupe de a verifica dacă ceea ce spun are vreun sens. Dacă căutați pe net puterea minții asupra trupului, găsiți 1.001.000 de articole, de cărți, de sfaturi în care încearcă să vă convincă de cât de puternică este minte. Aproape nimeni vorbește de contrariul, de cât de puternic este trupul asupra minții. E, se pare că nimeni vrea să asculte de chestia asta. E, crede că odată în plus, se ia un adevăr, puterea minții este într-adevăr fantastică, și se extremizează când pierde complet orice sens. Pentru că ne lovim de bunul simț și banala evidență. Eu pot să iau cel mai sfânt călugarul zen, care are stăpânire absolută a toate procesele trupului, dar dacă îi dau un litru de palinca, presupun că se îmbată ca orice om normal. Ok? Deci, puterea trupului asupra minții e fantastică și dacă nu se ia în considerare, degeaba facem toate feluri de meditații, de vizualizare, de alte feluri. Asta e un lucru care se lovesc, de exemplu, toți cei care practică arte marțială. Mai ales acum că e mult mai ușor să mergi în Japonia, în Thailandia, în China, să faci antrenament cu adevărați maestri, a început într-adevăr un fel de pelerinaj de pasionați de arte marțiale să se ducă în Oriente, unde într-adevăr sunt maestri cei mai buni. Și ei se așteaptă, poate ați auzit despre chi, despre prana, despre toate felurile de energie mentale, și se surprind când ajung acolo și maestrii chinezii îi pun să facă flotarii. Pentru că și ei spun, dar eu vreau partea mentală. Partea mentală vine după, când ai pus în regulă trupul. Deci, ce legătură asta are asta cu ce vorbim noi? Eu sunt un mare fan al energiei și, cum am deja spus, crede foarte mult că înainte de a ne marim motorul, trebuie să scăpăm de ce ne blochează. E, în momentul în care acceptăm simpla ideea evidentă că trupul are o putere fantastică asupra minții, trebuie să avem grijă de trupul, foarte banal. Pentru că în momentul în care noi otrăvim trupul cu alcoolul, tutunul, mâncare proastă, toate feluri de otravuri care ne bagăm în trupul, apoi nu putem să sperăm nicio performanță, independent de cât de buni suntem la vizualizare, la autosugestie și la autoipnoză. Ok? E și asta este din domeniul evidenței. Parte interesantă și evidentă, aș vrea să fac o emisiune doar despre alimentație, dar nu servesc 5 minute, trebuie 5 zile. Nu? E interesant că lumea care nu ar da niciodată unui cățel alcoolul, zahăr, alte prostii, mănâncă pe el. E foarte ciudată povestea asta. Deci, eu rămân mereu cu ideea asta că înainte de a căuta în orice domeniu, înainte de a căuta metode noi, trebuie să scăpăm de tot ce ne blochează. Asta e întreaga mea filozofie. Eu cred foarte, sunt foarte convins că avem toate potențialitățile pentru a face lucruri fantastice. Dar dacă le oprim cu prostia noastră, nu ajungem nicăieri. Și hai să începem, în loc de atâta tehnici mentale, de unde e mai simplu? Hai să nu mai mâncăm porcării. Hai să ne bagăm otrav în trup. Pur și simplu, pentru că prețul de plătit va fi foarte, foarte scump. Iar am depășit timpul,
O zi plăcută în continuare, ne vedem mâine tot la aceeași oră.